romanizarea despre care se vorbește este o ficțiune. Este o făcătură poate bună la temeiul anilor când trebuia să ieșim de sub acea opresiune a lui Unio Triumvirato, dacă mai țineți minte, care s-au unit cele trei tipuri de națiuni împotriva românilor. Insist pe românitate. Știți unde se păstrează taina cea mai ascunsă, nealterată, a unui adevăr, a unui spațiu? Nu în interiorul spațiului, ci în împrejurul lui. Și știi în ce? În limbile din jurul nostru. Cunoașteți rusa? Nu. Pentru ce care cunosc rusa? Cum se spune nouă la Moscova? Rumânski. România. Cum ni se spune în Polonia? Rumun. Cum spun nemții? Rumenișe. Cum spun francezii? Rumanii. Cum spun turcii? Rumulii. Deci suntem în taina tuturor limbilor din jurul nostru, ru. De aceea și Diocletian a spus că este România.